Ce aș mai putea spune lumii românești? Că am iubit, că iubesc și că voi iubi întotdeauna neamul românesc și că de aceea exist, de aceea există arta mea, de aceea există și filmul comic românesc pe care l-am servit cu patimă. Sper ca nația română și credința noastră în ortodoxie să se regăsească pe sine, așa cum doresc și eu și învățățeilor mei între ale filmului, ca și întreg publicului românesc, să se regăsească cinematografia noastră pe sine în viitorul cel mai apropiat ca adevărat exponent al permanențelor sufletesc naționale.